Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Să vedem așadar viața personală, profesională, financiară, dar și surpriza pentru sufletul tău din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Ok, a început citirea. Simt aici o nouă etapă din punct de vedere personal, niște emoții noi care apar, da? Regele de monede, pajul de cupe, doi de bâte. Cineva aici parcă a rămas blocat, da? După niște vești. Simt aici o energie foarte puternică de pământ, da? Poate unii aveți o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar simt aici o persoană cu suflet de copil, o persoană poate puțin imatură din punct de vedere emoțional, cineva care se hotărăște foarte greu sau cineva care ia decizii foarte greu. Ce mai văd este o veste bună care apare de undeva din străinătate sau este o veste bună privind un blocaj financiar. În momentul de față avem aici un as de cupe, da? Poate este un moment în care tu îți expui sufletul, spui ceea ce simți. Ce mai văd aici clar este că tu urmează să primești o veste importantă. Este o veste legată de sufletul tău, este o veste legată de familia ta, prietenii tăi. Iar apoi următorul mesaj este doi de cupe, deci este o nouă etapă într-o relație de cuplu sau chiar o nouă persoană care apare în viața ta. Poate să fie și o întâlnire cu persoana iubită, poate să fie și o întâlnire cu un prieten sau cu o rudă, cu o persoană dragă ție, însă eu văd aici clar multe emoții, multă liniște, multă pace. Hai să vedem ce se întâmplă în cadrul acestei întâlniri, dar mai întâi vreau să văd acest as de cupe care vine aici cu foarte multe emoții, foarte multe emoții. Asul de cupe. Da, aici poate să fie vorba despre o pedeapsă, despre ceva ce știu eu nu a plăcut. Da? Poate este o veste ciudată legată de un drum sau legată de faptul că cineva trebuie să facă o mișcare, cineva trebuie să facă o mutare. Să vedem. Doi de cupe. Ce se întâmplă cu întâlnirea asta? Ți-am spus, nu este neapărat o întâlnire de dragoste. Poate să fie o întâlnire cu o rudă, un apel telefonic pe care îl primești. Da, deci uite, este o întâlnire, da, sau o discuție pe care o ai cu cineva, în cadrul căreia se ia o hotărâre foarte importantă. Da? Poate să fie vorba despre o alegere, uite, pe care cineva o are de făcut. Da? Și este vorba și despre un sacrificiu aici. Hai să vedem ce se hotărăște. Se hotărăște ceva în legătură cu o femeie sau uite, dacă ești femeie, tu ai cheia sau decizia este la tine. Da? Poate să fie vorba despre o soluție privind viața ta. Deci, dacă ești femeie, soluția aceasta tu o găsești sau cheia este la tine, dar poate să însemne și cumva un moment în care tu poți să afli un secret despre o prietenă sau despre cineva. Uite, se luminează această stare de indecizie, această stare apăsătoare. Hai să mai vedem și acest oracol ce spune. Da? Uite, deci este o întâlnire cu un suflet pereche, o întâlnire cu o persoană alături de care tu te simți bine. Și aici, repet, poate să fie vorba și despre un prieten și despre cineva din familia ta. Poate pentru unii este și de dragoste, dar nu e neapărat nevoie. Uite, este ceva karmic, este ceva toxic aici care bineînțeles că trebuie rezolvat. Voi mai extrage un singur mesaj. Bun, are legătură cu ceva ce se hotărăște pe un termen foarte lung sau poate are legătură cu o relație sau o discuție pe care o ai cu cineva din zona străinătății. Da?
Poate să fie o femeie care îți dă un sfat, poate e o prietenă și care te ajută foarte mult. Să vedem în continuare, financiar vorbind sau profesional, avem 9 de monede, deci este un moment în care tu ai aici o foarte mare încredere în tine, poate îți vin niște bani sau poate pur și simplu ești o persoană independentă, stabilă din punct de vedere financiar, știi foarte bine ceea ce îți dorești, știi foarte bine ce poziție ai și avem împărăteasa foarte frumos. Deci dacă tu aici aștepți un răspuns legat de muncă, legat de un proiect, acest răspuns este pozitiv. Văd o avansare, văd o bucurie foarte mare. Din nou, o femeie te poate ajuta. Poate e mama, poate e o persoană importantă din viața ta. Poate este o investiție pe care ai făcut-o. Hai să vedem 9 de monede. E ca și cum aici ai sacrificat ceva pentru cariera ta, pentru statutul tău, da? Poate să fie și un moment în care tu te concentrezi foarte mult pe partea aceasta profesională sau pe partea financiară. Uite, văd o persoană aici puțin vicleană, poate este cineva care vrea să reluați legătura sau cineva care vrea să-ți dea niște bani. Da? Hai să vedem împărăteasa ce zice. Ok, aici văd niște minciuni, da? Niște discuții care sunt destul de ciudate privind partea financiară. Poate are legătură cu o veste legată de un nou proiect. Și un sfârșit. Deci aici se finalizează o perioadă de probleme, văd eu, se finalizează o perioadă în care poate ai avut un blocaj din punct de vedere financiar, dar ce văd aici este o decizie a unei împărătese, o decizie a unei femei care este foarte importantă și dacă ești femeie, vezi că e vorba de tine. Da? Că tu poți să iei o hotărâre. Da? Aici mie mi-apar niște vești, vești foarte bune. Să vedem și oracolul ce spune. Se termină o perioadă de sacrificii, de investiții. Sau poate niște bani pe care îi dai la medic, nu știu. Da? Din punct de vedere profesional, uite, ai un coleg care te poate sfătui sau poate ai niște prieteni care te pot ajuta financiar sau poate îți cer ajutorul ei din punct de vedere financiar. Văd aici niște vești importante care apar de pe zona internetului sau printr-un e-mail, poate să fie. Ia să mai vedem. E o ședință, e o adunare. Da, familie, origini, deci poate ai o discuție cu cineva din casă, din familie privind o sumă de bani sau este vorba despre o ședință importantă, este vorba despre o veste bună care apare și care poate avea legătură și cu un grup mai mare de oameni din care tu faci parte. Da? Hai să vedem în continuare surpriza. 5 de bâte. Surpriza este o concurență pe care o ai, poate o oarecare luptă, o gelozie, poate să însemne. Și avem aici cavalerul de cupe. Surpriza este că, nu știu, pot apărea două oferte în dragoste, da? Poate să mai apară cineva. Surpriza este cineva care vine către tine și este pregătit să lupte, este pregătit să înfrunte un anumit obstacol. Da? Hai să vedem ce este cu acest 5 de bâte, care e cauza, ce apare. Poate ai concurență în dragoste. Are legătură cu o relație serioasă. Da? Poate cineva nu vrea o relație serioasă sau poate are legătură cu o discuție în contradictoriu, da? Pe care o ai cu familia privind iubirea, privind o persoană. Unii puteți să auziți de o ceartă într-o relație din jurul vostru. Și uite, este ceva legat de un copil, de o zi de naștere, este ceva legat de o nouă etapă care se deschide sau o nouă persoană care apare.
Da? Și atunci e agitație, e concurență. Poate afli, nu știu, că mai e cineva în viața partenerului. Să vedem cavalerul de cupe. Este o propunere aici pe care o primești privind o călătorie îndepărtată, dar are legătură și cu o decizie oficială privind un copil sau privind un proiect. Uite, deci are legătură cu un bărbat. Dacă ești femeie, aici o să rămâi surprins sau surprinsă de niște mesaje pe care le primești. O veste de schimbare. Cineva care e fidel, e foarte sensibil. Poate este o persoană și stabilă financiar, cineva care este cu tot sufletul aici alături de tine. Pentru cei singuri, repet, poate să apară cineva nou sau chiar și pentru cei aflați într-o relație. Cavalerul ăsta de cupe e foarte sigur pe el și se pare că vrea familie, vrea copii, vrea ceva serios. Doar că este o persoană puțin vicleană. Hai să vedem oracolul ce spune. Deci, surpriza este o noutate care apare, o nouă persoană. Surpriza ține de o relație serioasă, o colaborare, o uniune cu cineva. Pentru femei, uite, văd două persoane, o persoană brunetă și o persoană cu părul mai deschis la culoare, ochii deschiși la culoare. E ca și cum cineva trebuie să ia o hotărâre importantă. Poate auzi de o prietenă sau de cineva care are de luat o decizie. Pasiune și copil, inocență. Na, poate afli că mai este cineva în relație. Nu? O pasiune sinceră pe care cineva o are, noi emoții care apar. Mai vreau o carte. Uite, și are legătură și cu o sumă de bani. Sau cu un noroc foarte mare, dar uite, mi-apare o nouă iubire, o nouă persoană. Poate e o persoană brunetă pentru bărbați. Poate e cineva pe care, știu, îl știți deja. Hai să vedem oracolul ăsta. Abundență, noroc, iubire și o nouă iubire. Pentru tine. Deci, e clar aici că mie mi-apare, da, o veste extraordinar de bună. Poate și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere personal, pentru că, uite, ești într-o perioadă de schimbări. Da? Cineva trebuie să ia o hotărâre aici. Cineva trebuie să ia o hotărâre. Un ciclu se închide și se deschide altul. Să vedem îngerii romantici ce părere au. Și cu asta încheiem. O împăcare. Cineva se întoarce din trecutul tău, doar că îngerii aici spun să te iubești pe tine în primul rând, să te respecti pe tine în primul rând, adică să nu te sacrifici pentru ceva ce nu mai are rost. Și ți se mai spune să renunți să mai controlezi problema. Lasă situația să decurgă într-un mod natural. Poate este vorba despre o iubire care a durat o viață întreagă sau este vorba despre ceva care ar putea să dureze, pentru că eu văd un nou început și e ca și cum trecutul ăsta bate la ușă. Trecutul bate la ușă aici. Hai să vedem și tarotul meu ce zice în situația aceasta, mai ales cu surpriza asta, că e foarte interesant. Și o concurență în dragoste, o bucurie mare pe care o ai. Printr-o scrisoare, printr-un mesaj, un apel telefonic. Și are legătură cu o persoană vicleană și care e și geloasă pe deasupra. Eu simt aici o energie cum că hoțul strigă hoțul, da? Proces și judecată, da? E ca și cum cineva vine și te ia la întrebări. De ce ai făcut așa? De ce ai făcut invers?
Unii aici puteți să auziți de o persoană care are niște probleme legale. Da? E un prieten care suferă sau o persoană apropiată de tine care suferă. Da? Deci puteți să auziți de cineva din jurul vostru care are niște probleme pe zona aceasta. Să nu disperi, cică. O surpriză cu realizarea dorințelor printr-un noroc pe care îl ai, printr-o invitație pe care o primești. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și sper din suflet să fie de folos informațiile. Sper că ai luat de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația ta. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și dacă vrei, te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai acolo mereu parte de o ghidare, oricând are nevoie sufletul tău. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.